dacă partenerii de dezvoltare, aici la Strasburg, la Bruxelles, unde sper să fiu în câteva săptămâni, vor tolera în continuare și se vor lăsa șantajați de oligarhii de la guvernare, care vă sperie cu factorul rusesc, și dacă îi veți susține în continuare așa cum i-a susținut ultimii 7 ani, atunci încrederea în voi, în parteneri de dezvoltare, va fi în scădere dramatică în continuare. Și există risc real de explozii sociale în Republica Moldova.